Bună seara, bun găsit tuturor, suntem Azi Egescu, sunteți la Gândul Live și vă mulțumesc pentru asta. De la 1 iulie avem măsuri de relaxare suplimentare. Premierul a anunțat cum va arăta viața noastră în următoarea perioadă. Vă dau toate detaliile imediat aici la Gândul Live. În plus, a mai trecut o zi, a mai trecut un examen. Evaluarea națională rămâne radiografia necesară pentru noi toți după încă un an de învățământ în online. Cum au făcut față elevii probe de la matematică, aflăm imediat și mai avem câteva întrebări, de data asta către scena politică le adresăm, care este agitată suplimentar de moțiune de cenzură PSD, care poate, în teorie evident, să producă o surpriză în aritmetica guvernamentală. Sunteți la Gândul Live, începem! N-a fost chiar exagerat! Am scris tot și a fost super bine! Foarte frumos! Ușor! Cât de cât a fost mai greu și acolo n-am prea știut foarte mult, dar totuși am făcut cât de cât, da. Ce notă crezi că vei lua? 7, 8, 10 sau 8. A fost un pic cam greu, mi s-a părut. Da, ultimul subiect mi s-a părut un pic cam greuț, dar a fost bine. Sper să iau o notă din subiectul 1 și subiectul 2 mai mult. Cam la ce notă? La un 7. A avut emoții? Cam da. A fost... Am avut puține emoții, mi-a mai dat și mama câteva emoții și s-au adunat. A fost foarte bine, destul de ușor pentru cine a învățat. Grila aia ne-a salvat pe toți, mă rog, pe mine, altfel. Eu sper la cât mai mult, Doamne ajută. Ce n-am știut, am pus mâna la ochi, 1, 2, 3, 4 și gata. Și așa a fost. L-am terminat în sfârșit, atâta, să zic mai frumos. A fost mai ușor decât la română. Și la subiectul 3 am scris și formulele și l-am și făcut. Și la ce notă te aștept? La un 8,59. Mult de greu, ne așteptam la ceva mai ușor, dar a fost bine. Ați avut emoții? Da. Da. Încă avem. Da. Acum așteptăm notele, să vedem, să sperăm că e bine. Cum a fost? A fost bine, da? Da. Ai făcut? Bravo, asta tot ce contează. Mai departe ce plan aveți? Să vedem la ce liceu intru, cât iau. Trecând peste emoțiile firești, preluate de la părinți sau preluate de la propria noastră conștiință care ne spune oare am învățat cât trebuia, a fost și un an dificil și spun salut Daniele Vișeanu, specialist în educație. Bună seara! Bună seara! A fost un an pe care o să-l țină minte și elevii de la care au dat examenul de astăzi, dar care participă practic la evaluarea națională, decât că o să-l țină minte părinții mai mult decât în alte situații. Cum ți se pare tot procesul și mai ales ziua de azi? Sunt multe voci care spun că subiectele nu au avut un grad extraordinar de dificultate, în sensul în care acel 5 celebru după care ne uităm noi ca să vedem dacă copiii au un prag minim de competențe dobândit va putea fi obținut. Deci subiectele nu au avut o dificultate foarte mare, va fi ușor de la 5 pe grilă, nu o să fie chiar o loterie cu am pus mâna la ochi și am bifat niște subiecte. A fost cu foarte multă presiune și foarte mari emoții, dar din punctul meu de vedere, la cum știu că s-a întâmplat admiterea în marile orașe, atenție, nu ne referim la locurile în care există un singur liceu, un oraș cu mai multe tipuri de specialități, momentul dificil va fi cel al admiterii. Este o generație atipică, ca volum, e mai mică decât generația de dinainte, este prima generație pe care o avem la pragul de evaluare națională, după implementarea unor noi programe școlare și a unui nou curriculum. E o generație, nu e doar despre anul pandemiei, specială și elevii și părinții merită felicitați că au terminat acest proces. Este generația care n-a avut aproape niciodată manuale în septembrie. Ceea ce este de departe cea mai mare palmă pe care ți-o poate da sistemul de educație românesc, care spune, printre altele încă spune că învățământul în România e gratuit. Ceea ce este cea mai mare minciună ever. Da, iar anul acesta decizia a fost ca elevii de clasa 8 și clasa 12 să fie aduși mai devreme la școală, adică atunci când alți copii, de exemplu, în anumite scenarii erau încă acasă, ei au fost chemați la școală, atenție, pentru toate orele și toate disciplinele, în sensul în care, spre deosebire de anul trecut, unde am avut o decizie de concentrare exclusiv pe disciplinele pentru examen, acum am avut o decizie destul de discutată, a mai fost și incidentul din aprilie, când inițial ba era vacanță, ba au fost 2 săptămâni de învățare online pentru clasele, așa zis, terminale, un termen nefericit. Concluzionând,
Examenul nu a avut un grad foarte mare de dificultate. Sigur că au fost subiecte care să permită departajare. Sigur că nu există așteptarea unor note multe de 10 sau maximale și e nevoie să fie o grilă de note mai deșirată ca să se poată face repartizări pentru admitere mai aproape de nivelul elevilor, dar va fi dificil cu specialitățile, cu mare atenție, părinții aceștia încercați mai au un hop cel al completării formularelor pentru liceele teoretice, liceele tehnologice, liceele vocaționale, pentru a se vedea la liceul pe care și-l doresc copiilor. Încă nu se comunică, din păcate, suficient despre alternativele pe care le reprezintă învățământul profesional, învățământul profesional dual, învățământul tehnic, astfel încât să avem o reală orientare școlară și profesională a copiilor. Copiii ăștia încă nu știu la ce sunt buni și nu vor face neapărat alegeri de clasa a noua în funcție de ceea ce li se potrivește. Da, probabil că împreună cu părinții vor face alegerea clasică, lasă, mergem la un liceu teoretic unde înveți toate materiile și o vedea până la bacalaureat care începe luni, o să avem alte discuții și alt tip de stres acolo. Și mie mi se pare că partea asta de consiliere în carieră, știu că noi nu putem să avem manualele la timp, dar păi să ne imaginăm că am putea avea în fiecare școală un om care să te întrebe: bună ziua, elev Zeicescu, ce îți place ție să faci, nu știu, de luni până vineri? Dar ce îți place să faci în weekend? Poate ne dăm seama ce pasiune ai, poate ne dăm seama cum te putem orienta către o piață a muncii care să fie chiar relevantă și pentru tine și pentru societate. Și uite, așa să ajungem să avem și noi o viață normală, da? E complicat la noi întotdeauna. E complicat pentru că decizia e lăsată la familie și uneori familia are deseori familia are nevoie de un profesionist care să se uite la copil un pic mai obiectiv. Corect. Pentru că noi, părinți, suntem tentați să ne uităm la al nostru că e cel mai frumos și cel mai deștept sau să proiectăm asupra lui un set de aspirații care poate nu se potrivesc copilului nostru, iar noi nu avem urechea pregătită să auzim și alte opinii. Atenție, nu neapărat peorative sau critice, sau ci faptul că e un copil extraordinar de manual, face lucruri cu mâinile, i-ar plăcea un job mai tehnic, nu neapărat o specializare care este cu multă învățare academică. Iar acești copii care nu sunt bine orientați școlar și profesional o să fie parte dintre cei care vor ajunge într-un liceu și se vor întreba ce caut eu aici și probabil că vor abandona unii dintre ei, iată, dintre cei care ar avea, au urmat un liceu teoretic sau tehnologic care ar putea să susțină examenul de bacalaureat, vedem anul acesta un număr mare de elevi care nu se mai regăsesc înscriși la examenul de bacalaureat. Da, mă uitam că la prima probă apăruseră cifrele cu 6%, 7600 practic de elevi care nu s-au prezentat la evaluarea națională. Intuiesc că cifra s-ar putea să fie ușor mai sus la examenul de bacalaureat, dar oricum în context, dacă ne uităm la întregul tablou, avem să-i spunem, știi, a ajuns cumva părinții care au posibilitatea de a face meditații, de a investi în copiii lor, că trebuie să ai bani să poți să investești, că îi duci la o școală privată, că investești în meditații suplimentare, cred că cumva ajungem să fim într-o zonă de elită, ceea ce este foarte ciudat. Ceea ce spui tu este foarte valoros, pentru că în momentul acesta sistemul de admitere la liceu, care e deja vechi și l-am folosit mulți ani, ridică serioase semne de întrebare. Din punctul meu de vedere, este epuizat. Pentru că e practic un sistem prin care filtrezi copiii care au acces la resurse materiale, bani de meditații, să ajungă la colegiile de top, colegiile centenare. De nici efortul cadrelor didactice nu e foarte mare, pentru că filtrul este puterea economică a familiilor. Un procent infim de copii ajung în liceele, colegiile de top, exclusiv prin relația lor cu școala, munca pe care au avut-o cu profesorul de la clasă. Deseori au unul dintre cei doi profesori foarte buni, la română sau la matematică, chiar copiii care sunt ambițioși, dar pentru celălalt examen poate mai au nevoie de un ajutor, sau e nevoie să ajungă la un profesor în meditație pentru a învăța mai bine despre structura de examen, cum își maximizează punctajele și celălalt. Deci avem un filtru economic. Ipocrizia este că elevii știu cumva și familiile știu că clasa 8-a nu este sfârșitul învățământului obligatoriu. Toți acești copii care au terminat clasa 8-a, s-au înscris sau nu la evaluarea națională, s-au prezentat sau nu s-au prezentat la examenele de astăzi, se vor înscrie și sunt obligați prin lege să se înscrie într-o clasă a noua undeva. Faptul că pun o
presiune atât de mare și o greutate, investesc o greutate atât de mare ca stat în această admitere, așa cum e desemnat acum. Dar după aia mă duc ca pe timpuri cu arcanul ca să-i aduc la școli pentru norme, pentru catedre, pentru niște specializări care, atenție, A, nu li se potrivesc, B, nu au competențele de bază din gimnaziu ca să facă față la anumite specializări și anumite discipline, înseamnă ipocrizie și înseamnă minciună și înseamnă o formă de bătaie de joc. 5 minute până la final și mie îmi place că întotdeauna noi am discutat destul de direct. Din punctul meu de vedere, e nevoie de o reformă în sistemul educațional, dar nu vine mie să mai cred ceea ce spun, că asta vorbim de 30 de ani. De fiecare dată avem un alt tip de reformă, dar din punctul meu de vedere e nevoie de tăieri drastice pe niște pe tot ceea ce înseamnă programa școlară, dar asta înseamnă și niște persoane, profesori, sindicate, complex, că peste tot sunt familii. Ori cred că mentalitatea asta de clan... Discuție. Întrebarea este a cui, cine este titularul contractului social? Este elevul viitorul cetățean, cel care este titularul contractului social, pe care îl poartă cu sistemul, și atunci familia nu trebuie să fie în poziția să decidă exclusiv despre ceea ce se întâmplă? Sau avem așa o combinație în care își dau cu presupusul și sindicatele și partidele politice și... școlile și profesorii și toată lumea, în condițiile în care așa numitul beneficiar primar al educației, ca așa îl definim în legea educației, nu contractează, el nu are conversațiile acestea, că ar putea să le aibă un copil. Da, nu l-a întrebat nimeni dacă îi place sau dacă asta are nevoie. Pe de altă parte, nu te supăra, că trebuie să te întreb, că sunt foarte curioasă și sunt de acord că e posibil să avem păreri ușor diferite, dar mie mi se pare iarăși o dovadă de mega ipocrizie. Nu mai zic că mi se pare de un barbarism aproape dus la zona aia de necivilizație. Noi încă avem discuții despre să nu spunem ora de educație sexuală, spunem ora de educație sanitară. Și el a și altele, lângă educația financiară, lângă religie. Mie mi se pare că ar fi mai practic pentru copilul meu care a intrat în clasă 0 și a și finalizat primul an în școală să aibă în față materii din adevărata lui viață. Cred că cu toții am spus că cu notele și cu notele de pe lucrările de diplomă nu ne-a întrebat nimeni în viața noastră cât am luat la licență, cât am avut în liceu, dar am învățat unele lucruri care nu ne-au ajutat. Ăsta e adevărul. Nu suntem în contradicție. E un fel de continuare. Până la urmă, cine hotărăște ce se întâmplă în sistemul de educație? Cine este responsabil pentru curriculum, oferta de învățare care se pune în fața lui elevului? În principiu, adică în viziunea mea, este statul și este Ministerul Educației care este responsabil despre cum construiește contextele potrivite de învățare pentru copii. Că suntem acum într-un curent politic care este conservator, conservatorul Trumpi sau cum s-o chema el, și că din nou folosim copiii, familiile și, atenție, niște frici, niște pudibonderii, niște lucruri care sunt emoționale. Deci apăs niște butoane emoționale în condițiile în care ceea ce am de construit este o competență certă la copil și mai ales să-l pregătim pentru munci cu valoare adăugată și o viață de adult de calitate, echilibrată în societatea din care face parte, oricare ar fi ea. Și de preferat să-l pregătim să nu aibă, chit că e băiat sau fată, să nu fie prezent într-o situație în care apare o sarcină până în 18 ani, pentru că aia nu este, e departe de a fi ideea de normalitate. Poate să-mi spună oricine că e dreptul femeii să facă copii de la orice. Nu, până la 18 ani, oricum nu știi cum te cheamă și cine ești. Te rog, nici măcar nu avem conversația, putem să o avem în termeni economici. Cât costă pe stat, pe noi toți, în sistemul de asistență socială, să nu facem această educație bine, să avem sarcini nedorite, să avem abandon pentru copii, să avem plasament și măsuri de plasare forțată, să avem copii care sunt lipsiți de dragostea și iubirea mamei, care se integrează ulterior în societate? Am un răspuns, să știți, doamna profesoară. Am răspunsul următor. Ne costă mai mult decât ne costă electoral. Pentru că dacă nu ne-ar interesa din punct de vedere electoral și ne-ar interesa pe bune ce se întâmplă în țara asta, în care noi încă avem zone în care poșta nu e o instituție, iertați-mă, dar pot fi extrem de metaforică pe această zonă, înseamnă că nu înțelegem care e perspectiva. Electoral pot înțelege, dar hai că suntem deja la putere să schimbăm ceva. Avem o singură șansă, dacă nici pandemia asta să merită Dumnezeu. Două minute. Politicienii spun că e mai ușor să luăm decizii dacă nu ne afectează personal, cu cât decizia produce impact la o distanță mai mare decât noi, de familiile noastre. Ori politicienii sunt în principiu
adulți care se descurcă în a-și educa și a-și plasa copiii, mulți dintre ei, și a-i sprijini în alegerea unei cariere și a unei sprijini. Deci e greu de crezut că politicienii vor lua decizii care au impact direct, care produc o explozie fix lângă ei, lângă familia lor sau lângă interesele lor imediat. Da, mie mi se pare că o țară în care și n-am idei puține și fixe, sunt destul de creativă, dar mi-aduc aminte ciclic și mă bucur că există un business în zona asta din rațiuni financiare, dar noi stăm foarte bine la zona de videochat, iar asta este totuși o altă consecință a faptului că drumul scurt poate fi ales, că înțelegem fără a ni se explica că trupul, corpul uman nu e o chestie care se vinde, dar mă rog, e o discuție mai amplă aici, pur și simplu îmi dau seama că perspectiva e una singură. Vom avea copii care au avut posibilitatea să învețe și copii care vor supraviețui într-o zonă ce poate fi atinsă de promiscuitate. Care înseamnă nu neapărat promiscuitate din această perspectivă, apropo de exemplu tău cu videochat, care înseamnă o precaritate a muncii în viitor. Trasee scurte pe care cu periculoase, conversații serioase despre morală, despre integritate, despre identitatea personală, despre cum te construiești ca persoană. Imaginați-vă că aceste fete vor ajunge la un moment în care se vor căsători, vor întemeia familii și vor apărea, nu știu, imaginile cu ele sau conversație sau cum gestionezi lucrurile acestea, cum poți povara aceasta 60 de ani, 70 de ani după aceea. Și la fel este când îl trimit la obligatoriu la școală, în clasa 9-10-a. El iese la 15-16 ani din școală fără identitate personală și profesională. Cum crește el ca adult sau cum se va comporta în societate ca adult asumat, care își asumă responsabilități, care are grijă de spațiu, de mediu din jurul lui, care este empatic cu cei vulnerabili, care plătește taxe, impozite, înțelege mecanica și economia generală, care se duce la vot. Dacă conversația despre, în esență, dacă contractul social e trădat de foarte devreme, alocația face parte din contractul social, finanțarea de bază din educație face parte din contractul social. Practic, un elev care a ajuns la liceu, la facultate, prin masiva investiție a familiei, da, o să aibă reprezentarea că statul n-a făcut nimic pentru el. Iar ăsta este adevărul. Este viciată și relația dintre copil și familie, că apar și acolo abuzuri. Am investit atât în tine ca și cum un copil este investit. Deci conversațiile nu sunt sănătoase în fundament. Mulțumesc din suflet, Daniela Vișoianu, specialist în educație. Dacă nu ne punem aceste întrebări, înseamnă că nu reușim măcar o secundă să schimbăm măcar mentalul nostru câteva chestiuni. Mulțumesc, Daniela Vișoianu. Schimbăm registrul, ne uităm către actualitatea politică, unde se întâmplă lucruri, avem și decizii anunțate astăzi. Stați cu noi! Și mergem către politologul Cristian Pârvulescu. Bună seara! Bună seara! V-aș fi tentat așa cu o analiză legată de ipocrizia la român, dar mi-e teamă că ne trebuie vreo 17-18 ore ca să ajungem la o concluzie, însă v-aș întreba dacă ceea ce se întâmplă în vara asta cu măsurile de relaxare, avem în continuare la 1 iulie un set nou, nu cumva o să impieteze cu ceea ce ne dorim sau poate nu ne mai dorim acea campanie de vaccinare încât să putem să ducem mai departe zona asta ca toamna să fie un pic mai simplă? Eu cred că nu sunteți pusă la curent. Domnul președinte Iohannis a anunțat că a fost un mare succes campania de vaccinare. Îmi cer eu mii de scuze motivul atunci. Pentru care a scăzut foarte mult numărul de cazuri. Eu, uitându-mă la vaccinare, constat că scăderea este drastică, că suntem la sub 20.000. Astăzi cred că eram undeva la 11.000 de noi vaccinări pe zi și că în ritmul acesta, probabil în 2025, vom reuși să avem cei 70-80% români necesari vaccinați pentru a putea preîntâmpina valul al patrulea. Pentru că valul al patrulea, care va fi un val cu varianta indiană Delta, pare să fie un val mult mai puternic, este mult mai contagioasă decât varianta britanică, care și așa era mai contagioasă decât varianta precedentă. Sigur, și aici vorbim de ipocrizie, ca și în povestea cu educația sanitară sau educația pentru viață sau cum vor vrea să-i mai spună, pentru a feri copiii de ceea ce se întâmplă. Adică de sexualitate. Este ceva ce există și faptul că o neagă unii nu va putea în niciun fel să o transforme în invizibilă. La fel și virusul există și el se va manifesta dacă nu le luăm măsuri de precauție și vă dau un exemplu bun.
Israelul reintroduce de teama unui nou val măsuri de restricție, măști și așa mai departe. Noul prim-ministru israelian Bennett spunea că se comportă ca și când ar fi începutul unui nou val. Da, mă gândeam că poate că într-un an electoral aș putea să înțeleg, pentru că ne-au obișnuit așa în ultimii 30 de ani politicieni, aș putea să înțeleg o anumită ezitare în luarea unor decizii, dar nu vă supărați, domnul Părvulescu, ne știm de 114.000 de ani, deși arătam amândoi foarte tineri. Oamenii ăștia n-au nicio alegere în față. În afară de alegerile din propriile partide, care-i frica? Cum? Bun, înțeleg, a scăzut numărul de cazuri, de acord. Dar toată lumea anticipează niște lucruri ce urmează să se întâmple, iar campania de vaccinare fiind un succes, dar ea n-a atins targeturile anunțate oficial, poate fi un pic de greu de înțeles. Pentru mine e greu de înțeles. Și pentru multă lume rațională este greu de înțeles, pentru că, sigur, am avut un început bun față de țările din Corect. Europa Occidentală, care au mers însă bătrânește, având niște ținte clar stabilite. Ei au spus, trebuie să vaccinăm în primul rând fragilii, adică persoanele în vârstă. Și dacă vă uitați acum la procentele din acele țări, veți vedea că au 90% vaccinați persoanele care sunt peste 60 de ani, câtă vreme la noi sunt undeva în jur de 20-25% vaccinați. Iar per total avem undeva în jur de 25% din populația adultă vaccinată, ceea ce este foarte, foarte puțin. E adevărat că populația urbană este vaccinată. Dar știți, este ca și cum am avea iluzia că dacă ne-am vaccinat noi toți românii, virusul n-ar mai veni din exterior și n-ar cunoaște mutații, ceea ce este absolut natural. Cred că este un blocaj mental. Cred că nu vor să recunoască că au luat măsuri greșite, principala măsură fiind ridicarea restricțiilor la 15 mai dintr-o dată, ceea ce a descurajat vaccinarea, pentru că a creat impresia că se poate și așa. Mai mult decât atât, n-au reușit să combată știrile false și mai ales teoriile conspirației, care sunt puternice în România, mult mai puternice decât în alte state, și care blochează de asemenea vaccinarea. Și asta ne face. Eu cred că s-au vaccinat cei care voiau să vaccineze. Știți că în România, în momentul de față, se poate vaccina oricine. Încă în țările din Europa Occidentală, cei care sunt sub 30 de ani trebuie să aștepte uneori încă câteva zile până când le vine rândul, pentru că chiar dacă a scăzut și acolo nivelul vaccinării, există încă un număr mare de vaccinați. Am văzut că în Spania, spre exemplu, ieri, au fost aproape 600.000 de oameni care s-au vaccinat, un record. Deci încă sunt state în care lucrurile se iau în serios. Din păcate, în România privim cu prea mare relaxare ce se va întâmpla în toamnă, pentru că va fi, așa spus-o dumneavoastră, nu? După alegerile din PNL. Corect. Pe de altă parte, ca să trecem, mai avem trei subiecte interesante din punctul meu de vedere pe partea asta de actualitate politică. Avem o moțiune săptămâna viitoare, o moțiune de cenzură. Ea pare a fi un exercițiu al opoziției, firesc. Mie nu-mi place ideea, mă așteptam la o coaliție ceva mai bine închegată, nu-mi place ideea de a nu vota. Deci ori de a nu fi prezenți în sală, ori de a ne arăta cumva că nu există comunicarea aceea pe care o credem noi, pentru că altfel ne așteptăm la niște dezertări, așa pare. Așa pare. Și așa gândiți-vă la situația care a existat nu la căderea guvernului Dăncilă, când PSD-ul a folosit exact același mijloc și când cei care s-au dus și au votat au făcut-o în mod clar, evident, pentru a provoca căderea guvernului. Acum, probabil că datorită tensiunilor din PNL și nu numai, să nu uităm că a existat la începutul lui aprilie și criza din interiorul majorității, s-ar putea să fie câțiva nemulțumiți. Aritmetic n-ar fi destui, dar ar fi un semnal pe care probabil vor să-l estompeze. Mă gândesc, pentru că altfel nu văd de ce n-ar face exercițiu până la capăt, cu atât mai mult cu cât l-au criticat. Din punctul meu de vedere, este și neconstituțional să obligi un parlamentar să nu voteze. Pentru că parlamentarul nu e dependent de partid, e dependent doar de propria sa conștiință. Conștiința în teorie îl face să se abțină, se abține, dar altfel trebuie să voteze. Da, atunci mă gândeam că e un moment important pentru partea de opoziție, pentru că văzusem astăzi în presă că președintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o scrisoare către Comisia Europeană
în care spune că în România democrația și respectul pentru statul de drept sunt serios în pericol. Citesc puțin pentru cei care n-au apucat să o vadă. Iar partidele de la guvernare sunt obsedate de putere și pregătite să facă totul pentru a obține. Oricum, rețin ciclicitatea cu care folosim această leapșă. Când ești în opoziție, spui că guvernarea întotdeauna e complet nedemocratică, însă mi-aduc aminte și de guvernarea PSD. E drept sub alte auspicii și o altă garnitură, dar cam aceeași treabă. Ca lider al opoziției în țara mea, este bine de știut că românii pot conta pe prieteni precum sunteți voi, care pun siguranța și drepturile oamenilor deasupra oricărui lucru. În scrisoare se referă și la situația legată de Curtea Constituțională cu numirile de la TVR și SRR și chestiunea legată de avocatul poporului. Utilă scrisoarea domnului Ciolacu în contextul ăsta? Obține ceva cu ea? Este exact ca moțiunea de cenzură, un exercițiu. De altă parte, nu să nu uităm un lucru. Comisia de la Veneția a trimis niște întrebări celor doi președinți, președinta Senatului și președintele Camerei Deputaților, întrebându-i care au fost criteriile legale pe baza căreia s-a demis avocata poporului. E bine, cred că aici va fi greu de explicat. Deci există, din punctul de vedere al Comisiei de la Veneția, care nu poate să intervină în procesul legislativ din România, dar poate să indice o slăbire a statului de drept, există o suspiciune. Și suspiciunea se referă la stabilitatea unei instituții care e considerată esențială într-un stat de drept. Asta nu înseamnă că doamna Weber n-a făcut erori anul trecut, spre exemplu, dar se încadrau acele erori în articolul din legea 35/1997 privind organizarea și funcționarea avocatului poporului, privind revocarea. Din punctul meu de vedere e greu de demonstrat și cred că ăsta este și punctul de vedere al Comisiei de la Veneția când a pus întrebările respective. Aștept cu nerăbdare să văd răspunsul celor doi președinți, însă, da, din nefericire, se pare că nu reușim să stabilizăm statul de drept, deși fiecare, când se află în opoziție, consideră că acesta este sat. Da, statul de drept presupune în România, dacă vrem să fim mai puțin ipocriți și în spațiul ăsta chiar vă rog să fim mai puțin ipocriți, că avem câteva instituții cu parfum de sinecură. Avocatul poporului este una dintre ele. Curtea Constituțională este formată în teorie de magistrați neatinși politic, dar cu parfum politic, cu cariere politice în spate, și atunci să de asemenea funcțiile societăților de televiziune și radio public sunt de asemenea funcții aproape politice, dacă e să spunem lucrurilor pe nume. Și atunci poate că trebuie o reformă în sensul ăsta, o schimbare de mentalitate, sau măcar să acceptăm că așa sunt lucrurile la noi, suntem noi o țară mai specială. Nu, dar nu este așa, e și în alte părți. Avocatul poporului, ombudsmenul, este de multe ori un om politic. El are o funcție importantă într-un stat pentru că el atrage atenția asupra modului în care sunt încălcate drepturile. Ceea ce la noi nu prea se întâmplă. Peste tot. Iar doamna Weber, sigur, a fost politician, dar vine din societatea civilă. Cum vă spuneam, nu putem să-i facem reproșuri, dar asta este o altă chestiune. Problema e, se încadrează revocarea în limitele legii. În ceea ce privește Curtea Constituțională, deși se numește judecători, să știți că nu sunt magistrați. Sunt politicieni, așa îi definește și Constituția și legea, care au o experiență juridică de minimum 20 de ani. Și ăsta e motivul pentru care e populată cu politicieni, dar și în alte părți e populată cu politicieni. Numai că se comportă în mod onorabil. Problema deci ține de valorile care sunt promovate în România și cred ca și dumneavoastră că de cele mai multe ori sau de prea multe ori Curtea Constituțională pare că se joacă cu constituționalitatea. Ceea ce lasă de asemenea loc de interpretare, dar eram curioasă în final, domnule Pârvulescu, dacă ar fi să oferiți de când au început actul guvernării, coaliția PNL-USR-UDMR, ce notă le-ați da și care ar fi principala vulnerabilitate a acestei bărci guvernamentale, că doar văzurăm mai multe de-a lungul timpului. Da, principala guvernament, ați sesizat foarte bine, prima este legată de prezența UDMR la guvernare, UDMR care face un joc destul de complicat. Gândiți-vă că astăzi se discută la Bruxelles situația Ungariei, iar noi în România nu ne-am asociat țărilor occidentale pentru a critica Ungaria. Și sunt curios de ce, poate să ni se dă o explicație. Pe de altă parte, lipsa de apetență pentru reforme, care sunt anunțate, dar nu sunt realizate. Este o realitate.
Eram participat la o emisiune de radio, la un post de radio, nu o să-i dau numele, dar în care s-au pus note. Și nota luată de guvern a fost undeva la 3,65. Oho. Nu vreau să mă credeți mai indulgent. După 6 luni e greu să vezi schimbări radicale. Dar cred că nu este un guvern extraordinar de performant pentru moment, din cauza problemelor interne, a conflictelor dintre partide și din cauza competiției din interiorul celor două principale partide de guvernământ, PNL și USR+. Asta face ca în acest moment nota să nu poată fi foarte mare, nu vreau să o dau, dar se înțelege. Știți ce mă gândeam și e ultima curiozitate? Eu n-am o problemă cu intenția. Mie mi se pare că pe linie de declarativă rupem norii, facem reforma, luăm reforma, o dăm cu capul de pereți și o punem acolo unde trebuie. Sună foarte bine. PNR-ul va însemna reforma administrativă. Minunat! Tendința este ca, după foarte multă vorbă, să observi pe anumite componente că e de fapt exclusiv retorică, iar asta în acest context în care ne ajutăm cu pandemia și să supraviețuim, dar și să schimbăm niște lucruri, că e clar că unele lucruri sunt absolut desuete, mi-e teamă că e foarte multă vorbă și prea puțină acțiune și nu văd alternativa. Pentru moment nu există alternativă, sunt de acord. AUR nu este o alternativă, iar PSD-ul, în afară de aceste declarații belicoase, nu prezintă o alternativă și nu pare interesat să preia guvernarea. Așa că vor fi forțați să performeze sau să dispară. Nu au altă alternativă. Sunt vocali, dar nu există bază pentru reforme, pentru că între cele două partide care formează în mod preponderent guvernul, nu există o cooperare strânsă. La noi, coalițiile arată felul în care suntem cumva și noi în societate, uniți, dar separați de ideologii și mai ales de propriile interese. Așa este. Din păcate. Mulțumesc, Cristian Pârvulescu, politolog, mulțumesc tare mult pentru traducerea actualității politice, iar noi spunem așa că la 20:30, în cazul în care n-ați vrut să vă uitați la știri până acum, ne puteți vedea aici în online, pe gândul.ro, pe Facebook, pe YouTube și pe Instagram. Știrile zilei vin chiar la voi. Să fiți sănătoși și mai ales înțelepți. Numai bine!